Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Call of Duty Battle Royale. Numele meu este Marian și așa cum v-am obișnuit, vom încerca să câștigăm acest joc. Acele abilități unice în joc, clovnul, spionul, medicul ninja, Defenderul, mecanicul, alte trei abilități care la mine sunt blocate și un Trap Master. Ideea rămâne în general aceeași ca și la celelalte jocuri de acest gen. Ești tu împotriva altor jucători, în acest caz 99 sunt împotriva noastră. Noi trebuie să ajungem să câștigăm această bătălie, ceea ce va fi foarte greu. Nu este foarte mult de spus despre acest joc. În joc te poți deplasa cu diferite te poți deplasa cu diferite mijloace, cum ar fi elicopterul, un ATV sau un sau o barcă cu motor, plus o motocicletă. Da, există toate aceste lucruri în acest joc pentru a te deplasa, așa cum ați mai văzut și prin alte jocuri de acest gen. Te poți deplasa cu diferite mijloace de transport, iar fiecare joc are acele mijloace de transport unice. Nu este niciunul la fel. Nu știu unde să mă parașutez. Ideea este să mă parașutez undeva unde pot să fac și eu ceva treabă, să-mi strâng ceva upgrade-uri pentru arme, cât și poate dă Dumnezeu să găsești și o armură cât mai bună. Nu știu, vreau să mă duc undeva pe lângă râu pe acolo sau pe lângă lac. Ok, haide să mergem pe lângă lac. Pentru că tot timpul am încercat să învăț în acest joc. Și am încercat tot timpul să mă parașutez în locuri oarecum diferite, mai ales acum de când am început să filmez aceste episoade Call of Duty pentru YouTube. De obicei, eu sar în zona autogării. Pe acolo am învățat eu cam cum sunt aranjate lucrurile și pe acolo știu de pe unde pot veni inamicii, dar am zis să mai fac și câteva schimbări pentru a nu deveni plictisitor. Am reușit, am găsit două arme, plus că aici avem un striker. Ok, vom lua acest striker pentru că se comportă ca un shotgun. Și lucrul ăsta îl face deosebit de periculos. Da, aceasta este o armă foarte periculoasă pentru inamicii noștri dacă reușim să-i prindem în raza gloanțelor noastre. Dar am găsit chiar shotgun-ul în sine, ceea ce mă face să renunț la acel striker. Ok, vom încerca să mergem și noi mai interiorul domului, așa cum îmi place mie să-i spun. Sunt curios să văd pe unde se va da bătălia finală, dacă vom rezista până aproape de final și de ce nu, poate vom reuși totuși să câștigăm și această bătălie. Sper din suflet să fac o treabă cât mai bună. Sper din suflet să fac o treabă excelentă chiar în acest episod. Dar
Lucrul ăsta îl vom vedea împreună pe parcursul acestui episod. Trebuie să vă faceți idei. Aș fi vreun jucător profesionist, ba din contră, chiar mă consider un jucător amator. Ok, și avem un. Nici nu a știut ce l-a lovit. Deci nici nu a știut ce l-a lovit. Și el stă să întreabă acum de unde a tras și cine a tras. Și mai ales cu ce a tras. Da, ați văzut și voi. Shotgun-ul face o treabă excelentă. Deci nici nu a știut ce l-a lovit. Ceea ce înseamnă că eu am fost pe felie de data asta. S-a anunțat că se va restrânge zona. Am făcut și primul kill, oameni buni. Și nu știu, vreau să mă uit pe aici dacă se vede cineva prin acea locație pe acolo, prin acea hală, că nu, nici nu știu cum se zice, cred că e o hală, după la vreo fabrică sau ceva de genul ăsta, văd și un fel de garaj alături, nu știu. Voi trimite zombii să cerceteze pentru noi. Pentru că așa este cel mai corect, spargem noi butoiul. Ok. Și să vedem că ni s-a dat și o comoară pe acolo pe undeva, dar nu e destul de departe, nu cred că pot ajunge la ea, așa că voi poate că acea comoară ar putea să-mi ofere niște echipamente destul de ok. Totuși, haide să încercăm. Voi pune arma în spate și vom începe să alergăm spre acea comoară. Sper să ajungem, dacă nu o putem face, nu este niciun fel de stres. Căci și a dispărut. Da, după cum puteți vedea și după cum putem observa, acele comori nu au decât un timp limitat, după care dispare. Da, asta e un lucru rău pentru noi. Ok, și pe aici se pare că este liniște, dar totuși eu zic să verificăm și să nu ne aruncăm în cap. Tocmai am fost anunțat că s-a aruncat porcușor hop și cineva trage cu nu asta am vrut să fac, vă dați seama. Și cineva trage cu o armă cu lunetă. Cineva stă la pândă undeva pe lângă mine pe aici și trage cu o armă cu lunetă. Ce să zicem, să-i lăsăm să o omoare liniștiți și să stăm și noi să-i așteptăm. Voi încerca să aflu de unde se trage, dar voi sta liniștit pentru că nu am de gând să ies în nu am de gând să ies în bătaia acelor arme. Da, se trage de pe lângă mine. Voi încerca pe cât posibil să îmi văd liniștit de treabă și să nu ies în bătaia acelor arme. După cum puteți vedea și voi,
Ok, a venit drona. M-a și găsit. Ceea ce înseamnă că după dronă o să vină și... O să vină și proprietarul ca să mă omoare. Noi vom sta cu minței și vom încerca să-i facem o surpriză. Ba chiar îi vom arunca și niște zombi. Și l-am... Acum va trebui să fugim și noi, deoarece, hop, cam asta a fost, nu știu de unde a venit și a tras, a avut un acau, ar fi trebuit să rămân acolo, dar din păcate nu am reușit. Din nou, pe locul 36, pare rău băieți, nu reușesc să fac un lucru mai bun, cam asta a fost. Dar eu zic că a fost o experiență destul de frumoasă care și-a pus amprenta asupra mea. Oarecum am câștigat 7 puncte de experiență aici, iar în rank XP plus 7, după cum vedeți, până la celălalt Master 1 care urmează, ne mai trebuiesc câteva puncte, dar în ritmul ăsta cu 6-7 puncte nu vom reuși să facem mare lucru. Aici avem raportul, ca să-i spun așa, ceea ce s-a întâmplat. Timp, kill, timp, experiența rankului. Nu sunt într-un clan, nu am jucat cu un prieten și nu am folosit niciun fel de buff. N-am primit câte un XP card, unul de 50 de puncte, iar cel MOV de 500 de puncte de experiență care îl putem folosi pentru a ne upgrada arma. 8155 de puncte de experiență pentru Tier 8. Și avem 12.198 din 20.000, ceea ce înseamnă că va trebui să mai jucăm. Una peste alta, cam asta a fost. Nu știu dacă a fost bine, nu știu dacă vă place ceea ce fac pe aici. Dar cred că m-am grăbit cumva acolo și cred că se putea un pic mai bine. Eu am fost Marian, vă mulțumesc pentru că vă uitați la acest video. Dacă vă place, dați un like. Dacă nu vă place, vă rog frumos, nu faceți nimic. Dacă doriți să mai vedeți episoade cu Call of Duty, apăsați și butonașul de subscribe, apăsați și clopoțelul și până data viitoare eu vă doresc toate cele bune. La revedere!